Gimnastele din lotul național vor avea muzeu la Deva. Vestea a venit chiar de la primarul orașului, cel care le-a vizitat pe tinerele sportive. E vara în care Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz în finala olimpică de la Sol, în urma deciziei date de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Fost basketbalist de performanță, primarul din Deva a ținut să le cunoască personal pe Ana Maria Bărbosu și pe celelalte gimnaste care au participat la Jocurile Olimpice de la Paris. Să rămâi din noi. Doamne ajută, Lucian. Să rămână, Lucian. Deva cred că este și casa gimnasticii din perioada trecută, perioada de glorie a Nadiei Comăneci, a celorlalte olimpice ale noastre. Deva a fost casa gimnasticii și a găzduit în echipa olimpică de gimnastică de foarte multă vreme. După un an în care s-au pregătit la București, sportivele au revenit la Deva, acolo unde edilul își propune să facă un muzeu al gimnasticii. Gimnastica românească are nevoie de un templu al gimnasticii, un loc în care să ne amintim cu drag și cu plăcere de performanțele gimnastelor. La finalul întâlnirii, primarul din Deva și președinta Federației Române de Gimnastică s-au plimbat pe Alea Campioanelor, un loc relevant pentru istoria gimnasticii feminine din țara noastră. Cuplu Mariana Bitang, Octavian Belu, și suntem foarte mândri că sunt ai noștri, ai României, și de ce nu un alt nume care va dăinui și care va fi permanent în lumea gimnasticii, Nadia Comăneci, mândri că s-a născut în România. La Paris, echipa feminină de gimnastică a revenit într-o finală olimpică după 12 ani de pauză, iar Ana Bărbosu a obținut bronzul în controversata finală de la Sol după decizia dată de TAS.